10. Dame 20. A, 20. Ia 5 puncte, da. La verificare de înapoi. Da, să sperăm. E, așa este, da, se răspunde. La verificare de ea, da, poate să o verificare. Deci, cu verificare, domnule, este imposibil să mă văd. Uneori câștigi 10 puncte mai multe decât ai mei. Da, au fost cazul în care de să scrie cu așa, poți să verifici și să creează cum să greșești. Da, da, foarte rar. No. Păi gândește că ai 5 puncte și pe ăsta, calculul ăsta, și ai 5 puncte și pe ce ora tu să fie din geometria orană sau în spațiu. Nu tot 5 puncte sunt. Așa. 5 minus. Așa. Corect. De fapt, cum se face? 25 ori 2, 50. Eu am pus virgula 5, virgula 0, da? Și am scris o dată. Bun, hai. Singură greșeală. Două greșeli de copie. Câte este aia de? Așa. Aori, vei egal copii. Da. Deci, produse semnul egal produsul meselor. Da. Cel mai mare număr natural din intervalul 2-5 este? 5. La ce a scrie un cuvânt? Da. Scrie cel mai mare număr natural este 5. Da. Da, să dau un răspuns mai frumos. Așa, dar voi de foaie este un număr 5. Știu că sunt cel mai mare răspuns. Da. 3-5. 3-5. Da. 3. A, nu mai e. Și calculele suplimentare în picioare. Toate calculele faci cu picioare, dar nimeni nu se face cu picioare. Voi v-ați ajutat. Ele se sunt, cred că se și-au. Păi, e cu de mare. Hai, păi. E cu de așa? Este. Dacă două unghiuri sunt congruente și suplimentare, atunci fiecare din sfere are măsura de... Corect. Adică ele împreună fac 180. Trebuie să scriu că unghiul A cu unghiul B este 180 de grade. Și ai egal cu B. Ce ar scrie? Da. Unghiul A plus unghiul B. Se egal cu 180. Nu, asta așa. Plus, nu, da. Chiar ștege măsura de unghi. Notăm măsura unghiului A cu A, așa. Și A egal cu B. Rezolv de aici. A egal cu B. O, deci de greu. Știți două unghiuri care vreau în fapt 180. Bun. Are un cub. Trebuie să aflăm măsura unghiului format de AE și BD. Mare proces. Faceți-mi cu lucrurile frumos. Uite-o. Așa. Vreau să-mi iei un roșu. Să facem și mai gros. Așa și până mai gros. Ia o linie mai groșă asta. Așa și le numerulează. Nu, nu, direct peste litere. Am simt. Ca să mă mai iau. Și după aceea o să vedem. Ca să le numerutăm A, B, C, D. E, F, G, H.
Și acum să luăm cele două drepte, A, E, tot așa colorate. A, E, acolo este A, E, și vede. Trebuie să afli unde formatele. Ele sunt drepte perpendiculare. Da, dar de ce sunt perpendiculare? A e înălțime în triunghi și... Hai să arătăm că A e... Dacă de nu e spate, nu e așa, cu cine e paralelă aia? A e cu cine? Cu HD. Cu HD, cu IFB, nu? Da. Dumnezeu, care vrei tu, ori pe HD, ori pe IFB. Totul mă lasă tot pe așa, un dat un pic acolo spate. Un gata. Așa, deci A, el vine, de exemplu, față cu HD și HD e perpendicular pe DB, da? Și atunci ar iese că... Este ca acum o că A e perpendicular pe DB și o vine în altă. Hai să știu. Deci ai o paralel cu HD. Aici vreau exact fraza asta, o vreau. Ai o paralel cu HD. Rezultă că unghiul format de AE cu DB. Deci aici vreau egalitatea asta. Așa, AE cu DB egal cu unghiul format de HD cu DB. Și egal cu unghiul HDB. Egal cu unghiul... Deci, în felul ăsta, mi-ați argumentat cine este unghiul. Și acum, de ce face 90? El face 90 pentru că funcția laterală vine perpendicular. El are, e, de fapt, perpendicular pe planul bază, că nu știu ce trebuie, se formează un... Și dacă dreapta e perpendiculară pe un plan, e perpendiculară pe orice dreapta din plan, inclusiv cu el. Așa. Deci măsură. Deci are. Deci măsură. Deci măsura unghiului format de AE cu DB. Așa. Măsură. Pune în față și măsură. Mână. Egal cu 90. Problema 6. Deci, în graficul mai jos, avem o repartiție de rele, o funcție de notă obținută la testul de evaluare inerțială la matematică, pe sinusul. 35 dintre ele au obținut exact aceeași notă la test. 7. 7, corect. Vă uitați la bară aia, trebuie să zic la 35. Deci, nota 7 e scoasă de 35. Bun, asta a fost subiectul. Am revenit la probleme de desen. Suntem... Prismă dreaptă cu bază între unghi echilater. Acum acolo o să avem cam multe elemente. Caut asta? Asta nu mai avem. Desen. Doar dacă o construiești. Eu zic că
Ia atentă că îl centrează el acolo. Uite, vezi? Deci, e strâmb acum. Acum e strâmb, da? Așa e. Nu mi se pare strâmbă. Știu. Dar când măcar ai drept, asta e drept. De la tablă, asta e strâmbă. Și aia e altă drept, da. Asta e drept. Asta e strâmbă. Aia e drept. Nu ai drept. Asta. Bun. Nu, acolo e drept. Aici? Da. Ia tot vezi. Știu, e. Aia nu, aia mai așa. Stop, 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 aia mai așa. Că se vede că nu-i pare, nu-i pare. Aici e geară, trebuie să vede. Nu, alea, astea patru care sunt scuse la care am intrat.
avea 6 din stânga lui. Adică am spre tot la a doua, apus pe la a doua, a la doua, minus pe la a doua, a plus b plus c și variantele a minus b plus c, a plus b minus c, tot la a doua. Da. Păi ce mai putem face la zisul ăsta? Păi să scoatem a din ce? Să reducem pe a, să reducem pe b, nu? Ce zicem? Așa, 9a minus 9b egal cu a minus b tot la 3. Ce să mai faci? Să scoatem pe 9, 9 pe 1 a minus b egal cu a minus b tot la 3. Ei, aici ideea este că poți să scap de a minus b, dar trebuie să presupui că a minus b este diferit de 0. Nu poți să scapi așa. Tu ești o soluție, e o soluție egală cu b. Și ia uitați-vă la condiții. Ce zice despre a și b? Mai mic sau egal. Deci dă posibilitatea să fie egal. Da? Deci eu dacă aș împărți aici prin a minus b, trebuie să presupun că a minus b este diferit de 0. Nu? Când împărțiți cu litere, nu împărți cu litere decât cu ce se presupune cu litere de diferență. Una e să împărți cu 2, și știi că 2 e diferit de 0, și alta e să împărți cu x, unde nu știi că x e diferit de 0. Și deci în cazul... Da. Sau dacă nu vrei să împărțesc cu litere, treceți tot într-o parte. Dar eu zic că mai greu să analizăm cum împărți. Și zicem, cazul a minus b diferit de 0. A minus b egal cu 0. B cu 0. Da. Adică a egal cu b. Și dacă a egal cu b, atunci eu voi avea toate soluțiile care au proprietatea a egal cu b. Și care sunt soluțiile astea? Toate numele naturale de două cifre cu a egal cu b. Adică 11, 22. Să scriem S1. Că suntem în cazul 1, punem un S mare 1. Egal. 11, 22. 33. Așa. 44. 55. 66. 77, da. 88 și 99. Deci, iată, avem soluția la cazul. Dar nu un roman, lasă un S cu unul de ăsta normal. Da? Mai ia lumea de S. Nu, nu. S. Acolo, lumea de la. Aici am. A. Cazul 2. Aici pot să scrii C1, C2, ca să văd. Lasă-l acolo, C2. Cazul 2. Și pune și un C. Lasă-l acolo la 1. Cazul 2. Cazul 2. La cazul 2 voi presupune că A minus B e diferit de 0. A minus B e diferit de 0. Da? Și atunci mai luăm o dată relația aia, 9 pe lângă A minus B egal cu A minus B totul la 3. Și în momentul ăsta, eu o pot împărți prin grupul acesta A minus B, pentru că știu că e diferit de 0. Și trage linia 1 și zicem, împărțim prin A minus B. Nu, nu, împărțim la A minus B. Da. Și dacă se împarte la A minus B, o să ne iasă. 9 egal cu cine? A minus B totul la al doilea. Și dacă 9 egal cu 3. A minus B egal cu 3 sau A minus B egal cu minus 3. De fapt, aici voi ales două soluții. Deci A minus B egal cu 3 scrie. Rezultă A minus B egal cu 3. Închid. Yes. Sau A minus B egal cu minus 3. Asta e pus în timp cu A. Iar uitați-vă lor. Continuare. Asta înseamnă că A minus B egal cu minus 3. Asta e soluția bună. Că dacă A e mai mic sau egal ca B, n-are cum să-ți iasă A minus B pozitiv. Da? Deci, cât ești mecheri o dată la simulație? Asta de prima dată nu prea iese. Da. Deci, zicem, deci A minus B, A mai mic sau, deci A mai mic sau egal ca B. Rezultă A minus B egal cu minus 3. Și acum ia să vedem ce numere avem care au poziția asta. Chiar putem să dăm S2 de acolo.
numele de două cifre cu anul îți vezi să ți iasă în iasă. 36, dar era la ce? 14. 26. Să scrie, nu știu, da, e zboare. Egal cu 14, 25, 36, 47, 58 și 69. Și acum S final, soluția finală, faceți ca S1 rămit cu S2, da? S1 rămit cu S2, iar aia rămit. Da. Ah. S1 rămit cu S2. Și acum o faceți S1, da? S final. Ar mai scăzat. Da, da. Fată, frumoasă mulți. Egal, sincer. 11, 14, 22, 25, 33, 36, 44, 47, 58, 55, 58, 66, 69, 77, 88 și 90. Iată soluția finală. Da. Da? Ștefan citește într-o zi 0,3 din numărul total de pagina unei cărți. Și deci începe. X la numărul. Fie X egal numărul total de pagini. Nu spadesc însă de ce? Dar nu mai e opțiune. Deci, n-avem opțiune aici. X număr total de pagini. Înseamnă că în prima zi, da? Zi, un roman, prima zi. Vine 0,3 din... Transformăm fracție? Lasă-mi deocamdată așa cum i-a dat el. Perioada, doar să nu. Așa, 0,3, până da. Și dau mai departe și calculăm. Deci asta face în prima zi. Calculează, el citește 0,3 din X. El vine 3 supra... Da. Da, nu. Așa, 3 de 9 ori, din înseamnă 8. E dau mai departe, simplificăm. Așa, pe X pe 9. Se simplifică 3 cu 9. Da. Păi, simplifică. Și când are sensul? Mai am să scriu 3. Ai X pe 3. X pe 3, da. A, când este 3, scrie X, e da. Simplificat. Dragă, e tine, dar nu e acolo. Da. Bun, asta este X pe 3. Hai să vedem ce zice a doua zi. Citește jumătate din număr de pagini rămase. Deci, atenție, nu trebuie la a doua zi deodată. X, nu, uite cum vreau. Hai să calculăm separat. O rest 1, chiar așa să zicem, că e 1 egal, pentru că avea rest, da? Acolo, în dreptul, aici, chiar aici, trece o linie. Și calculez restul aici. E 1, e mic, da? Și zicem, restul 1, restul care rămâne din prima zi, că eu urmă cu rest, da? Și acolo faci calcul. R mic. Urmă cu R mic. Ok. R mic 1, deci restul din prima zi. De cum calculezi restul? Păi iau numărul total de pagini și scap cât citești în prima zi, da? Și zicem, restul 1 face X minus X supra 3. Aduci la același cuptor și întâi faci calcul. 3 și egal cu restul 1. 3x supra 3 minus x supra 3 și 2x și faci la mine. Supra 3, tu îmi pierzi un mitor cu 1. Așa. Bine, de se egală numai. Și atunci trecem la a doua zi. A doua zi ce zice? Jumătate. Jumătate adică 1 pe 2
Da? Pe 2 ori pe X. Din restul, chiar așa vreau să zici. Deci a doua zici jumătate din numărul de pagina noastră. Ce ziceam? 1 pe 2 din... din R1, ca să înțelegem mai clar. 1 pe 2 din R1, așa vreau să ne înțelegem, da? Deci am în prima zi, care vine 0 pe 3 3 din număr de pagini care am dat cu X, l-am calculat face X pe 3, pentru că a doua zi citește jumătate din număr de pagini rămase, calculăm acest rest, da? Atenție, când dă o problemă cu restul, separat îmi calculă și restul, da? Restul 1 vine totalul din prima zi, acum facem 1 pe 2 din iar 1, cât e a doua zi, și zicem egal mai departe. Așa, facem calculul. 1 pe 2. Să modificăm 2. Așa. Și egal mai departe cu x la 3. Și acum mai avem ce? A treia zi, avem și a treia zi, ultimul rest de pagini. Deci asta e mișcat. A treia zi. 100. Cum arată ecuația? Determinați numărul total de pagini. Trebuie să supuneți toate relațiile acestea într-o ecuație. Ecuația, când ai prima zi, a doua zi, a treia zi, păi cele trei zile la un loc. Stai, stai să vorbim mai mult și nu înțeleg. Zi. Casa a treia zi, a doua zi. Nu, nu, că X-ul nu știe. Pur și simplu trebuie să îl afli mai întâi pe X, da? Și pe urmă, e chiar de număr tot de pagini. Ecuația ta este așa. Iei cele trei zile la un loc. Și cele trei zile la un loc îți formează tot în trei, adică... Yes. Și zicem, prima zi plus a doua zi, chiar așa vreau să văd, ca să înțelegem. Ecuația vine așa, prima zi plus a doua zi plus a treia zi egal cu în trei, egal cu X. Și acum locuim. Ce e prima zi? Așa, X pe 3 plus așa plus 100 egal cu X. Eu nu vreau să aud deodată ecuație. Eu vreau să văd relația aia. Prima plus a doua plus a treia. Da, aducem peste tot la același lucru. Și după aceea putem să scăpăm și de numărul. Și echivalent cu așa, X plus X plus 300 egal cu 3X, da? Așa, X egal cu 300. Și asta e mult, toate fac. Problema 4. A este egal cu radical din 2 plus 1, B egal cu radical din 2 minus 1. Prima dată trebuie să arătăm că A plus B totul la 2, egal cu A minus B, totul la 3. Hai să-l facem. Acum tu A să scrie o relație. N-are ce să... A plus B, totul la 2. Egal cu A minus B, totul la 3. Așa, nu locuim frumos. Aici. Nu vreți să vorbim? Totul la... Așa, egal cu... Așa. Corect. Plus 1 cu minus 1 și iese că... 2 radical din 2 totul la 2 egal cu se reduce radical din 2 minus 1 pe 2 2 la 3 alte 5 minute și astea răscătește, dar oricum, răscătește.
trecem la punctul B. Ea de pe asta, da. Trebuie să aflăm media geometrică a numelor C și D. Zicem, C egal cu 1 pe A la 2. Trebuie să scurie radicale din 2 supra
250. Plus? Dacă vreți ca să ieșiți pozitiv, trebuia să, da, să-l facem 17 cu 2. Nimic, inversăm și la numărător. Și, da, deci, da, minusul ăla duceți la numărător. Nu, nu, lasă, șterge toată fracția. Dacă vrei. E bună întrebarea, deci. Tu ești cu minus la numărător, da? Ei, poți să faci așa, tu te la prima fracție. Și te duci și numitorul de acolo. Așa, a, nu poți să ștergi. Și amplifică cu... Nu, scrie sub el atunci, ca să... Așa, scrie 17 plus 12 radical din 2, ca să ieși pozitiv, da? 17 mai mare ca... 17 plus 12 radical din 2 și atunci, când amplifici sus, amplifici cu 17 minus 12 radical din 2 și îți iese 289 minus 288, da? Ca să... să le aibă toate pozitive, da? 17 minus 12 radical din 2. Și am zis plus, în continuare. 17 minus 12 radical din 2. Supra 17, supra 289. Așa, minus 2, 289, da. Și zicem C egal cu... cine se și la ce să vedem, dacă chiar s-ar putea să ne iasă la ce, ghiciți ce, cam ce putea, ar trebui să ne iasă? La D? Ar trebui să ne iasă 20 plus 14 radicale. Ca să iasă conjugat, da, nu merg de fapt. De previd, n-ai cum să le duci de fapt. Decât dacă le scrii, dacă le scrii apropiat, ce mai fi cu asta? Trebuie să mai scrii A și pe lângă alea ca să... Mai copii să dați pe lângă. Ce? Da. A, ce e 20 minus 4 radical. Trebuie să ai toate rezultatele după A, dacă vrei să dai. A. De nu. Tot așa, facem de la 2, nu? Tot de la 4. Știți care e? Chiar dacă exercițiul este greu. Știți care e frumusețea acestui exercițiu? Faptul că tu poți câștiga puncte, băi, nu faci, bă, n-ajungi la media geometrică, la ce așa de... Ai un A la 2, ai un A la 4, ai un B la 2, ai un B la 4, adică pui niște formule acolo, poți să mai iei din puncte. În astea 5 puncte, dacă faci un A la 2, B la 2, n-am chiar tot mai mult, dar tot îi țes cu 2-3 puncte. Înțelegeți? Adică ai înlocuit, mai știi că să faci o raționalizare conjugată și nu greșești. Da? Adică plecăm cu niște elemente care le putem câștiga. Deci de aici ies puncte. Nu ies puncte sigur dacă lași exercițiul cu oricum. Te sperii de ea și eu la bani. Așa, egal. Deci eu vreau cu... Așa, de la doamnă. Pe ce am scris? Știu. Nu ți-am mai zis. 3 minus, da? 2 radical de la 4.
și am luat două, echivalent. Trei minus doi egal de doi. Totul alt, echivalent. Dacă era ștergul. S-au mai dus 5 minute. Așa. Echivalent. Dacă nu scrie cu echivalent, scade? Nu scade. Dar trebuie, dacă ai scris echivalent și mi-e făcut doar calcul, care sunt duci pe la 4, aici scade. Dacă îmi face egal, 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 nu scade. Da? Adică cum trebuie să folosești ca lumea semnele echivalent și egal. Da, 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 17 minus 12 la egal. Bun. Și atunci, de la 4. Uite aici, de exemplu, scade. Da. Dar trebuie să obișnuiesc să scriu calul mai curent. Înțelegi? Adică e pare e obositor așa, dar totuși la examen, când te duci pe echivalent, deși ar trebui să tai în ce față celor care pun egal. Înțelegi? Deci, când îți vine unul cu egal și cineva alt cu echivalent, undeva creează o impresie mai bună. Că ea e o chestie bună. Imagine. A, trebuie să tai. De 1 pe B la a doua. Așa, 1 supra 3 minus 2 radical din 2 plus așa, 1 supra 17 plus minus 12 radical din 2. Plus 14 radical din 2 plus
sunt angulă. Formulă sunt radicală. Deci vei cu formulă sunt radicală. Echivalent medii geometrică. Și pe sfatul sunt și radical lung și subradical îmi pui cu formula. 20 la 2, 400. 400, da. Radical lung, bine. 400, minus. Și am aflat eu. 14 la 2, nu, că vreau să aud un bătrat perfect. 13 la 2. 196. 196, da, așa vreau pas. 2. 4, 2, da. Puteți să mă ușa să 2, 3, 3, 3, 3, 92. 92. 92. La 5 ești cu descompunere, când nu te dai la rubrică, o să așa la fel. Pe nație, e mai... Dar dacă vii cu descompunere... Păi, faci și tu. E o expresie, descompunere acolo. Deci, vii mai întâi cu descompunere și tot. A, e tu aia, nu e de geometrică. Descompunere, trebuie să ieșiți pe descompunere. Aveți calcul și cu descompunere. Dacă ar zice mai... Așa trebuie să descompune expresia și până să analizeze relația E de E, nu trec mai mic decât 0. Și când ai expresie de astea, cum faci descompunere? Cum? Cu grupare, cu faptul. Grupăm primul cu al doilea, al treilea cu al patrulea. Și zicem, e de ea. Asta nu e U. Nu e U, am înțeles. E. Așa, e la treia, pe lângă. Așa. Plus 2, pe lângă. Așa. E de ea. Deci asta e prima chestie care o faceți. Da? Ești pe o expresie sau o, nu știu să o fac. Da, o grupare și un factor comun. Am făcut de astfel. E minus 2 lângă, iar la a treia, plus 2. Da, deci astea sunt lucruri care le poți face. Bun. Ce mai putem face aici? Zice că vreau de aici începe să analizăm. Zice că el e număr natural. Și el trebuie să luăm întreg mai mic decât 0. Hai să sărim peste cuvântul ăla deocamdat întreg și să luăm ce relație. E de N este mai mic decât 0. Ia să scriu. Adică E de N se iasă negativ. Zice, E de N, strict mai mic, nu zice mai mic să uităm. Decât 0. Aaa, uite aici chiar avem problemă. Mai mic decât 0. Da, e mai mic. Bun, hai să scriem, mă rog, de M, ce frumoasă expresie. Deci, înainte conecteze, trebuie să fie negativ. Corect. Asta vreau să vedeți. E minus 2. Sau M la 3 plus 2 este negativ. A, M este adică paranteză. N... Pe lângă era 3 plus 2. E plus 2. M la 3 plus 2. E mai mic decât 0. Da. Acum, ne uităm și analizăm părinții. Deci, una dintre ele trebuie să iasă negativă, da? Una pozitivă și una. Care e aia pozitivă, care e aia negativă? Uitați-vă la ea. Ea ce fel de număr este? Natural. Adică, ce număr? Care sunt numele natural? Asta e pozitivă. Aia e pozitivă și aia e negativă. Puneți sub ea plus și vă spun. Apoi, aia e pozitivă. Și aia e negativă. Da. N-am cum. E număr natural. E la 3 plus 2. E număr natural de care la 3. Plus 2. Iese numărul acela. Da. Așa, deci rezultă că e minus 2, mai mic ca 0. Asta vreau să deduceți de acolo. Rezultă trick. Rezultă, da. Rezultă că invers nu prea iese. E minus 2, mai mic, nu, mai mic decât 0. Asta. Unde e? Ce tot de număr este? Este număr natural. Păi ce număr natural e? Acum poți să obții tu ca să mai om. Și 0. Și 0. Păi numărul natural începe la 0. 0, 1. Păi ca să-ți iasă N-2 mai ca 0, numai 0 și 1. Rezultă, ea n-aparține. Păi asta a fost mai ușoară decât
El aparține mulțimii zero și 1. Da, aici asta, băi, știu să fac, nu știu să fac. Dar aici, din frumos, e compunere, asta știu să o fac. Știi cum că două puncte sau trei puncte spre descompunerea. Și în final, după ce ți se descompunerea, e relația și o gândești, dacă o mai analizezi. Hai să vedem geometrie. Vă fac o punctură, chiar nu am tot test. Test bogat, un test. Am să fac geometria, cred că tu ceva tot. Că doar se tonalitate să vă dă. Asta e. Da, da, test. Vă zic semnul, tu n-am facit pe semne, și găbile de la acolo. Cum? Pe greșite. Da, și nu știu. Părăs. E dreapta? E dreapta. Eu o văd. Așa. Cam așa. Bun. Rezultă.
E C egal cu C de? E C egal cu C de egal cu 2. 2 cm, da? Bun. Și acum zicem B, C, B, D egal cu? F, C. F, C. F, C? Da. F sus. Așa, e C egal, dar de ce am nevoie de F? Eu nu am nevoie de F. A, E și E egal cu ce de spus, nu de E, aici, nu am pus E. Aici, da. Da, asta e. Bun. Și acum, hai să finalizăm, da? Asta nu stăm nici, șaptea la A. B, E egal cu 4 cm, minus 2 cm. Ca să le înlocuim, nu? Și zicem, B, E egal cu 2 cm. Asta a fost. Acum trebuie să demonstrăm că dreptele A, B și E, F sunt paralele. Nu. Nu, mai bine. Dar dreptele să nu? Două comunicații. Colegi. Nu, mai din clasa 6 vreau. Zetul, fără un paralel în bravo. Dacă aveți în clasa 6, teoreme de paralizm. Că dacă două drepte, teorema directă, zice așa, niște teorele reciproce, teorema directă. Dacă două drepte paranteze, două drepte paranteze, dar se cam formează unghiuri alterne, interne, congruente. Da, reciproc. Dacă două drepte intersectate de o secantă formează unghiuri alterne, interne, congruente, atunci dreptele sunt paralele. Avem un zeț? Care? E cu dura. Ăsta e un zeț. De ce avem unghiuri alterne interne congruente? De ce unghiul din el? Dintre unghiul trateral sunt. Așa. Ăla e zeț. Pe zetul ăla e. Dar trebuie să justific că unghiul F are 60 de grade. Trebuie să justific că unghiul din B are 60 de grade. Și ies cu teorema reciprocă de la unghiul alterne interne congruente. Da? Deci acolo aveți, când vedeți zetele, aveți fie direct, dacă știți că sunt paralele, sunt alterne interne congruente. Dar scrie reciprocă. Dacă știți că sunt alterne interne congruente, vă ies de paralele. Da? Hai să zicem, triunghiul, luăm triunghiul recurent. Triunghiul ABC echilateral. Mai micuț. Așa, triunghiul ABC echilateral. Rezultăm. Și încerc să mișie toate unghiurile, pot să le scoatem pe toate. Măsura unghiului EFD. Nu, numărul ăla din... Păi da, asta nu se găsește. Ba, nu știu, nici eu nu am trezit. Măsura EFD. ABC, că ăsta ne interesează în primul rând, la punctul ăsta, dar și restul scris. Nu e congruent, măsurile egale. Unghiul este congruent, deci măsurile egale. De ce am trebuit să unghiul? Pentru că tu povestești 60 de grade. Ai nevoie să scoți 60 de grade. Și de asta nu zici de unghiul egal. Că ți iese că unghiul e egal cu un număr. Ori unghiul e figură geometrică, nu e număr. Așa, egal cu 60 de grade. Măsurile sunt numere, unghiurile sunt figuri geometrice, n-au trecut numere. A! Bun, până vrea, 60, peste tot. 60. 60, da? Bun. Dă-mă și pe celălalt lucrurile. F, E, D. F, E, rezult. Așa. Măsura unghiului. F, E, D egal cu măsura unghiului. Așa,
egal cu 60 de grade. Și voi și în partea cealaltă. Tot 60 de grade. 60, corect, 60. 60. Bun. Și acum să finalizăm. Tu ai să spui că vezi disparare, de ce bază? Hai să vin cu unghiul reciproc, teorema reciprocă de la unghiul termenic convenit, da? Adică, dacă două drepte intersectate de o secantă formează unghiul termenic convenit, atunci dreptele sunt paralele, da? Și mi-a zis, ia-mi doar unghiul, de la ce? Măsura unghiului. E așa, bă, fâț. Dumă până la sus. Așa. Egal cu măsura unghiului. F. Așa. Măsura unghiului F. Hai să zicem, egal cu 60 de grade. Rezultă F paralel cu A. Deci sunt însă unghiul termenic. Nu scriu în paranteză că s-ar termenic. Ah, da, pot să scriu. Alt termenic congruent. Alt, dar și congruent. Alt termenic congruent. Va unde va ce sunt. Frumos ar fi redactare, să faci un pic de teorie. Se știe că două drepte, se știe că dacă două drepte intersectate de o secantă formează unghiuri alterne interne congruente, atunci dreptele sunt paralele. Adică ai băgat chiar textul de teorie, înțelegi? Și o vei face. Deoarece așa e mult ajutat. Deci, cu adevărat, vreți să faceți o redactare așa, giu-giu, să zic, da? Mi-a pus un se știe că două drepte intersectate de o secantă formează unghiuri alterne. Se știe că dacă două drepte intersectate de o secantă formează unghiuri alterne, termen congruent, atunci dreptele sunt paralele. Și acum, deoarece, pe restul, rezultă pe restul. Da? Hai să încercăm și punctul C, ca să rămânem la această problemă. Veniți-vă un pic la punctul C. Trebuie să demonstrăm. Până acum mai e pus bihorul în cine. Dacă reușiți să-i dau drumul și afirm un sfat, vă vine ca temă, dar voi nu mai faceți geometria. Vă faceți imagine, subiectul 1, subiectul 2, da? Că deci voi să vă faceți subiectul 3. Hai să vedem. Deci, povestește. Avem triunghiul DBM. Așa, triunghiul DBM. În care DB și MB sunt congruente. Hai să zicem un egal cu 2 cm. Zicem DB egal cu MB egal cu 2 cm. Și măsura unghiului B este de 60 de grade. Măsura unghiului B de 60 de grade. Deci este un triunghi disfășel cu un de 60 de grade. Rezult mai departe pe triunghiul DBM echilateral. Bun. Și dacă e triunghiul echilateral, rezultă mai departe. Pe măsura unghiului de... Da, eu vreau de... De reprezenite, că la D acum. La B, că mă uit, văd unul, dar la D văd 7 unii, dacă stau să rămân. RDB. Rezultă măsura unghiului MDB. Deci, atenție, nu ziceți pericolită. Unde e pericol de confuzie, îmi ziceți cu mai multe. Da. 60 de grade. Ai pus și pe el 60 de grade. Da? Deci unghiul de acolo vine 60 de grade, înseamnă că unghiul de care? Înseamnă că unghiul de MDB și FDE sunt opuse la unghiul. Și așa așa sunt. Rezultă. Măsura unghiului MDB egală cu măsurile nu sunt congruente. Măsurile sunt niște numere și sunt egale. Unghiile sunt congruente. Da. Egală cu măsura unghiului FDE. Așa. Egală cu măsura unghiului FDE. Și egală cu
60 de grade. De unde rezultă? Rezultă unghiul opus la urmă, de la papă. Da. Da. Hai să scriem un cuvânt, da? Șterge și rezultă. Și acum să finalizăm cu un pic de literatură. Zice, deci unghiurile, de la papă, de la papă, de la papă, de la papă, de sub figură. Deci, unghiurile, unghiuri MDB, și FDE, sunt opuse la vârf, sunt opuse la vârf. Și acum vreau să ne ziceți cealaltă argument. Rezultă și F, D și B corniare, cuvintele, și F, D, B puncte corniare, rezultă că A, D și E, rezultă A, D și E corniare. Bun, asta ar fi o idee. Acum să facem și altă idee. Să facem și o altă idee. Hai de drumul ăsta? Da. Da. Sigur? Păi. Da. Întrebări, Prancea? E clară ideea asta? Nu e clară. Te-am da. Gabi? Da. Mihai? Da, ne. Da. Nu? Da. Edem. De la... Eu n-am... Uitați-vă care e principiul. Da, la realitate. M de și E. Principiul următor. Mic unghiul opus la vârf. Da? Asta e demonstrat că s-a opus la vârf și scongruent. Și dacă ai trei puncte corniare pe o parte, obligatoriu și pe cealaltă parte obții trei puncte corniare. Deci ăsta este principiul total. Da? Deci, ai două unghiuri, nu știi că sunt opuse la vârf, dar ai trei puncte corniare și sunt opuse la vârf congruente, da? Rezultă că și în partea asta se formează puncte corniare, da? Asta este o idee. Asta o idee, nu? Să merge pe mai două idee, cu axioma paralelă, da? Deci, metoda a doua. Metodul ăsta să arătăm puncte corniare. V-am zis, începem să arătăm cu paralism, da? Prima dată să începem să-mi arătați că e MD paralel cu AC. De ce ar fi MD paralel cu AC? Deoarece de el e linie mijlocie între unghiul ABC. Unghiul ABC. Unghiul ABC. În care de el în linie mijlocie, clar, că el e mijloc, de e mijloc, la cine nu știe, rezultă mai departe, că e MG paralel cu AC. Bun. E bun cu AC. Hai să începem să arătăm că DE e paralel cu AC. DE. Deci eu am DE în jos și acum vreau DE în paralel. Păi dacă dacă MD e paralel cu AC no, și astea sunt congruente... Păi dar nu știi că sunt congruente. Congruente. Păi da, de ce să fie? Coniare? Coniare. Da, tu folosești că ești coniare, eu vreau să spun că-s coniare. Nu, trebuie să spun. Eu vreau să spun că-s coniare, adică da. Nu știu că-s coniare. Da. Eu de asta vreau să țin că-s coniare. Păi, hai, o altă idee. Ia, până acum auzi. Zic. Păi, mai povestit ce ține dată. Șterg și scrie. Ia, șterg și scrie. Da, sunt pe păstrat. Ce frumos șterge asta. Da. Ne zicem, încă o dată. Trebuie două. A, B, C. A, B, C. A, D. MD linie mijlocie. Așa, rezultă de ce? Că AC
paralel cu MD. Așa. Deci vrem să aplicăm axioma paralel. Da. Măsura unghiului ACD. Măsura unghiului ACD. Egală cu măsura unghiului CD. Așa. Egală cu 60 de grade rezultă că AC paralel cu ED. Așa. Vreau să scriu, stai, vreau așa, vreau să scriu într-un cuvinte. Hai să vedem, se știe că, să vedem un pic de aici. Se știe că... Ce se știe? Printr-un punct exterior unei drepte, da, vine un pic cu axioma paralelă, printr-un punct exterior unei drepte, există o... Există și este unică. Hai să... Până și axioma paralelă și teorema de unicitate. Există și este unică. Vă aduc aminte, axioma paralelă cu teorema de unicitate, că m-au întrecut postulatului un pic, da? Există și este unică. O dreaptă paralelă cu dreapta dată. Cu dreapta paralelă cu dreapta dată. Paralelă cu dreapta dată. Deci dreptele, și acum o să continuăm cu cuvinte. Deci dreptele MD și DE. Deci dreptele. Cele două drepte trebuie să se formeze într-un singur. Deci dreptele MD și DE coincid. Deci dreptele MD și DE. Coincid. Adică rezultă MD conic. MD și E conic. Da? E care problema? Da. Clar? Da. Da. Deci, dacă vă dă probabil de colinertate, s-o dau la semn. S-o dau la examen, probabil de colinertate. Da. Deci acum 2 ani de zile s-o dau tot. A, să facem problema 3. A, 3? Da. Păi, nu vreau să-mi iasă. Nu văd! Lasă produsul de palmasă. De ce? Pentru că ăsta e greu. Ca să-ți facă examenul mai greu. Da, că tu când te uiți la centrul de greutate, să te gândești. Mai greu acum. Da, da, totdeauna au fost elemente lipsă de lipsă. Și împarți în trei părți acolo, spate. Și alegi pe punctul Q. Mai... mai sus un pic. Acolo, mai sus, mai, cam acolo. Aia e punctul Q. Dacă deja se gândești, am dus o mediană, am părțit în 3, deci așa ești punctul ăla Q. Nu punctezi acolo pe față și pa, l-ai pus, ai rezolvat problema dacă ai gândit așa. Așa, drept cu punctatorul. Nu, dragi, deci în timp de deja se duce mediană, s-o împărțiți în 3 părți egale, deci așa mergi punctul. Și punctul P, bineînțeles că este mijlocul lui de A. Punctul lui. A, și mijlocul lui de A. Așa. Uite, deja avem o mică diferență. Nu pe Q-ul ăla, vedeți? Pe Q-ul ăsta nu ne iese chiar Q-ul la ei. Vedeți că aia e pe Q, zici că e paralel cu baza? Nu, pe Q nu e chiar paralel cu baza. A. Vedeți? Da. Deja o primă idee este că pe Q ar fi paralelă cu bază, cu planul bază. Pe desenul nostru, da. Pe desenul nostru, nu. E mai înclinat pe Q. Și nu ne este care e pe Q paralelă cu acea. Pe Q... Nu știu dacă e paralelă cu acea. Unde este pe Q? Da. Păi, oricum trebuie să unim pentru că în final o să avem de calculat o să calculăm niște perimetri, poate. Hai să vedem ce zice la primul subiect. Trebuie să mă ducem tuturor muncilor piramidei. Asta v-am zis. Au e 4.
Suma sâmbăt. Întotdeauna. Au o alinie din aur, mai citești încă 5 puncte. Sau? Da, sigur, am 5 puncte. La aur, trebuie să mai bine. La aur, trebuie să spun că mai bine. Și ai care... Nu, mai refer la B și C mai bine. Da, da, nu, ce mai bine. Și, și din, din două B-uri tot mai sunt B. Deci nu e mai ar. Hai, prosul om. 12 ori. E, nu așa. Chiar pierdut 5 puncte. Nu faci? Da, VA plus VB plus VC. Da, deci așa scrie suma unchiilor. Nu vrem spun 12 ori, pentru că cum ați rezolvat cele 5 puncte. Așa, plus... AB. Așa. După ce vă spune, e ca la perimetri, dar le ziceți ca vreo din perimetru și îți dă la apă. Dacă nu mai scris din cine e format perimetrul ăla, s-au luat 5 puncte. Dar chiar toți stai? Da, mă, e 2 puncte de 5. Nu, nu de asta, nu e pe barem. Barem o zice la 3 puncte la, nu știu, la NAP și barem aici. 3 puncte pe suma multe și 2 puncte pe finalizare, pe la finalizare. Deci, acum poți să-mi faci. 8 ori. Da, 8 ori. 6. 6? Da. A, da, 8, 6. Băi, tu chiar ies ce... 5 puncte. Așa, 4 și 8 de puncte. Deci, mai sunt necompus. Și mai finalizăm. Punctul B. La punctul B să se arate că suma dintre aia bazei și aia unei fețe laterale este mai mare decât suma aerelor celorlalte fețe. Deci aia are a bazei și aia unei fețe laterale e mai mare decât suma celorlalte fețe, adică celelalte fețe care rămân după ce e o bază. Hai să zici. Păi era foarte ABCD. Exact. Și spui ABCD pătrat. Exact, exact. ABCD. Îmi pui figura în față. Uite, și aici la B, Alina. Și de ce este 5 puncte? De ce? Pentru că ai de făcut niște ari, în fețe și de bază. Știu natura e 6, să spui... În rezulta aia, e clar și B-ul ăsta. Că ies 5 puncte. Asta. Da. Și la B, din două B, să știi că unul ți-e sigur. Sunt la 2 sau la 2? La 2 sau la 2? Deci A de la 2 prefer, la 2. Cum? A, rezultă aria, echivalent cu aria, e la 3-6 centimetri pătrați. Ia și o față care vrei cum? VABC. Așa. VAB, da. Nu VABC. VAB. Așa. Ce pentru ce unghi este de AB? El, în general, e un trunchi isoscel. La vrei este echilateral, dar în general este isoscel, da? Însă la noi de ce a devenit echilateral? Fiindcă știm toate unghiile sunt egale. Toate unghiile sunt egale, adică VA egal cu VD egal cu A. Dar, repet, de obicei, pe fețe găsiți, la piramide găsiți trunchiul isoscel. Trunchi VAB echilateral. Rezultă de aici, că aia. E o latură? Da. A de latura, radical din 3, supra 4, da? Latura la pătrat, radical din 3 pe 4. Rezultă aia. Și finalizăm ca. Orice. Da, e corect, nu? Da. 3-6 radical din 3 pe 4. 9 radical din 3. Și deja putem calcula prima arie, centimetri pătrați. Hai să zicem așa, A1 ca fiind de prima arie. Prima arie compusă din area bazei și area unei fețe, da? A1 egal cu... Area BCD. Area BCD. Plus area lui... VAB. Echivalent A1. Egal cu 36 plus 9 radical din 3. Asta e prima arie, da? Centimetri pătrați. Ce zicem continuare problemă? Zicem să comparăm suma dintre area bazei și area unei fețe, să ne arătăm că e mai mare decât
Suma arul, ce mă rog vezi? Ce facem acum? Păi aflăm marea unei fete de care o știm și o mulțim cu trei. Cu trei? Aia era celelalte fete. Și asta o să fie a doi, da? Da. Și zicem, a doi, egal cu... Și pentru că... nu știu de trei ori are a lui a viață. Așa, egal cu trei ori aia... Vea, rezultă a doi. Egal cu... Așa. Adică 27 de fiecare. Așa, centimetri pătrați. Și acum, uitați ce vreau. Eu trebuie să arăt o relație. Nu știu dacă e adevărată sau nu. Vă arăt că coborul de formular zice să arătați. Trebuie să iasă adevărat, da? Și zicem, arătăm, chiar vreau să folosesc cuvintele astea, arătăm. A1 mai mare ca A2. Și aici obligatoriu mă ducesc cu echivalent. Deci arătăm A1 mai mare decât A2. Echivalent. Și înlocuim. Mai mare decât... Așa. 27 radical. Mai mare decât 27 radical. Mai mult cu 9 radical din 3 în data, echivalent, și cu echivalent între ele. Și zicem, 36 mai mare decât? 27 radical din 3 minus 9 radical din 3 dă 18. 36 mai mare decât 18 radical din 3. Ce mai pot face aici? Pe 36 îți face 1 grad. Ridică. Păi, asta mai simt. Dacă ridică 1 la pătrat, pies cu 36 la pătrat. Dar uitați-vă, 36 și 18. 18 divizor al 36. O să împar relația la 18. Sigur că da. Și nu mă ridic la pătrat. Faceți-vă relația, e mai ușoară. Echivalent mai departe cu... 2. 2 mai mare decât... Radical din 3. Așa. Și asta e ca să nu obține în loc. Deci vă mai departe. 4 mai 4. 4 mai 4. S-au venit cu radical din 4 mai 4. 3 mai 4. Și dacă ultima relație adevărată, înseamnă că relația de la care am pornit... Și asta e adevărat. Este adevărat, da? Deci asta, așa mă arătați, vă zice să comparați, să arătați ceva, da? Dar nu știi că e adevărat. Ai plecat cu relația de acolo, te duci cu echivalent și mă duci până la 3 mai mare ca 4 sau 1 mai mic ca 2. Iar mă duci până într-o relație banală. Bun, ăsta a fost punctul B. Hai să luăm... Trebuie să te desem. Da, hai să luăm desem. Eu de asta vă zic, sunt 15 puncte. Dacă nu ești punctul, nu scoate ușor. Și acum, la punctul ce, dragilor, aveți cap destul ca să scoateți punctul meu. Aveți, eu zic, cap destul să și finalizați. Trebuie să le demonstrez că un triunghi e rectunghic. Dacă reușesc să calculez toate laturile. Așa. Tu dacă reușesc să-mi calculez toate laturile, picul reciproc ca terminul Pitagora și rezolvă cu triunghiul rectunghic. Hai să încercăm. Ia acum o pauză. Și zicem. Triunghiul AC. Pectul e în mijlocie. Rezultă de aici că pectul egal cu pectul paralel cu BC. Paralel cu BC. Bun. Și P2 egal cu 1 pe 2 din 10. P2 egal cu 1 pe 2 din 10. Și aici rezultă P2 egal cu 3. Bun, una ți-a fapt. Ce vreau? P2. Da. Deci una cu una rezultă. Să vedem cu restul. Păi nu trebuie vetea. Exact. Da, cam așa, cam în formă. V, T și eu să zicem așa, da? E suficient.
O să notăm V, T și A. Ce avem? Avem de mijloc. Și avem Q, care îl împarți în trei părți egale pe asta și Q acum. Toată problema este să mai calculăm și pe VT și pe urmă pe TQ dăm la 10 de bază și la 10 de bază. Hai să începem. Să calculăm pe VT ca înălțime în triunghi echilateral. Triunghiul care? Nu, că VT nu calculez în triunghiul VT. V de ce? Zicem, triunghiul V de ce? În cap de ce? Da, da, în cap, în cap. Dar triunghiul sunt triunghi. V de ce? Echilateral, echi. Vim aici jos. VT înălțime. VT înălțime. Din ce vreo relație rezultă că VT e egal cu îmi pui forma litera gravă, radical dintre 2 pe 2 și rezultă VT e 6 radical din 3 pe 2, 3 radical din 3. Și atunci venim aici, scriem 3 radical din 3 în dreapta. Și dacă e 3 radical din 3, împart în 3 părți și mi iese radical, 3 radical din 3 părți. Aici e radical din 3 și din E 2 radical din 3, deasupra. Nu, acolo, acolo D, nu vreau acolo D. Să nu știu de care acolo. Da, să nu pun acolo. Asta e simplu. Fără aici. Serios. 2 radical. Da, aici facem acolo de la școală. Nu mai vreau. Da, să vedeți la școală. Dar voi puteți vedea și până acolo. Bun. Păi eu vreau și la T-ul calculat. Ca să am și la prea de jos. Și am zis că AT îl calculăm pe triunghiul BADT. Pe triunghiul de triunghiul ADT. Iar AT-ul, corelația mea de T-ul. Micuț. Așa. Pe ADT, da. Venim cu Pitagora ADT și calculăm pe AT. Ca să avem și AT-ul. Încă mai are destul de treabă, dar oricum. Zicem, triunghiul ADT, puneți Pitagora pe ea și calculați AT. De unde trebuie un pic, rezultă. Așa, termina Pitagora. Că AT, așa. Egal cu AT la 2 plus DT la 2. Așa, AT la 2 plus DT la 2. Așa. Șase la felul 2. Șase la felul 2. Asta e cum e. Asta e 6 și asta e 3. Ah, da. 3, 6 cu 9, 4, 5. 3, 6 cu 9, 4, 5. 4, 5. Vine AT egal cu radical din 5. Bun. Și am pus aici 3 radical din 5. Da, cred că nu o să fie și nu să primesc. Ideea este că le cam vreau un pic asemenea. Deci acesta, dar cam avem toate elementele de bază ca să calculăm. Dacă am putea să scoatem eventual un unghi, și nu putem scoate un unghi. Vedea să ieșim cu asimilare, dar nu știm că s-a simplu.
ne dai de mine.